Ich bin Dr. Fischer. Übersetzen. El este Dr. Fischer. Are ceva foarte important să ne spună. Ați fost aleși candidați la onoarea de a fi revendicați de comunitatea națională germană. Vom trece prin teste, examene, pentru a ni se stabili valoarea rasială. Ai primit dosarul? O să trimit un exemplar foarte interesant. Aveam o viață liniștită la firma mea, până când sovieticii mi-au omorât părinții. Sunt Piotr și mă îndrept spre Berlin. Peter, am ajuns. Aceasta va fi noua ta casă. Voi fi adoptat? Ce bine vorbești limba germană. De mâine vei merge la școală. La matematică este ușor, dar orele de spor sunt extenuante. Iar de mâine o să mă alătur tinerilor hinderiști. Vei fi mereu un Auslander. Nu sunt un Auslander. Ai înțeles? Dăm drumul! Dăm drumul! Azi am vorbit prima dată cu Ana. Este diferită față de alte fete. Here is the midnight news, and this is Alva Lidera reading. Nu știu ce să mai cred. Știrile sunt contradictorii. Bombardamentele sunt tot mai dese. Ai văzut clădirea distrusă din capătul străzii? Au spus la BBC că pe frontul de est am pierdut lupta. Știi, fratele meu este rănit grav. Mâine va fi adus la Berlin și vreau să-l cunoști. Am văzut poza de la fratele meu. E îngrozitor. Cum poate fi posibil așa ceva? Se întâmplă numai lucruri groaznice. Peter, dacă suntem în tabăra greșită, putem fi chiar noi în locul acelor copii. Peter, trebuie să-ți mărturisesc ceva. Și nu ți-e frică? Dacă vei fi prinsă? Ana, cred că suntem urmăriți. Fugi! Opriți-vă! Tu chiar nu înțelegi că noi trebuie să mai vedeți? Acțiunile voastre sunt foarte riscante. Ana, ne pui pe toți în pericol. Peter, am ajuns acasă. Se întâmplă numai lucruri. Păi nu prea are cum. Deci a deliberat de că la pare că rămân tras la mână. Stai că nu la cap.